Azi sărbătorim schimbarea la fața Domnului, o sărbătoare importantă pentru creștinii ortodoxi. Această zi are, bineînțeles, obiceiuri și tradiții pe care severinenii le respectă, ca de fiecare dată. Zi extrem de importantă în calendarul creștin ortodox, schimbarea la fața Domnului are ca semnificație momentul în care apostolii Mântuitorului aflați pe muntele Tabor s-au convins că acesta nu este doar un proroc al lui Dumnezeu, ci Fiul Său. Praznicul schimbării la fața are loc în timpul postului adormirii Maicii Domnului. Astfel, este o zi cu dezlegare la pește, în care pomenirea celor adormiți este bine primită. Iisus Hristos, fiind pe muntele Tabor, s-a apărut așa o lumină puternică, un nor alb frumos, în care toată lumea s-a schimbat la față și au schimbat aspectul, fiind și fiind bine. Eu am fost pe muntele Tabor și am fost foarte încântată ce am văzut acolo. M-am rugat pentru fata mea și Dumnezeu i-a ajutat și Domnul nostru Iisus Hristos i-a oferit o fetiță. E dezlegare la pește și ne ducem la biserică. Să vedem, să ascultăm Sfânta Evanghelie și să ne dea Dumnezeu sănătate, că altceva nu avem de ce să ne rugăm. De lapte ne mai descurcăm, că omul e sănătos dacă mănâncă și o ceapă spartă. Schimbarea la față constituie de asemenea un moment important în calendarul viticol, iar astăzi nu se lucrează. Se spune că azi nu e bine să te cerți cu nimeni și nici să fii certat cu cineva, că așa vei rămâne tot anul până la următoarea sărbătoare, iar fetele nu au voie să se pieptene pentru că le cade părul. Bineînțeles, acestea rămân doar niște superstiții vechi.